Despre munte și zona montană toată lumea vorbește frumos, de la jurnaliști la miniștri. Dar pentru agricultură, după 1990, zona montană a fost de multe ori o povară. Se pare că mentalitățile încep încet să se schimbe în toată Europa, deci și în România. După o lungă perioadă de discuții și dispute, zona montană are o lege după care să se organizeze. Legea muntelui funcționează teoretic din 2018, dar în multe locuri efectele ei se lasă așteptate. Printre prevederile importante ale acestei legi se află încurajarea investițiilor, valorificarea producției din gospodăriile țărănești prin sprijinirea micilor producători și procesatori, a produselor etichetate ca produs montan tradițional sau ecologic și sprijinirea asociațiilor și cooperativelor. Legea muntelui există din 2018, legea 197. A fost un pic de lucru pentru că de mulți ani încercăm demersuri și, să zic așa, demersuri venite din partea organizațiilor private. Tot timpul ni se spunea, mă, dar voi pe ce vă bazați? Că bani aveți analize, bani aveți studii, n-aveți... Ei, legea muntelui conferă deja cadrul legislativ necesar pentru ca zonele montane să aibă o șansă în plus. Cele 10 capitole prevăd lucruri pe care nu numai Ministerul Agriculturii și alte instituții, ministere chiar, trebuie să își facă treaba. Și aici mă refer de la Ministerul Învățământului până la Ministerul Sănătății. Legea îi promovată de către Ministerul Agriculturii și aici avantajul, sau să zic șansa noastră, mai bine zis, a fost că Ministerul Agriculturii a înțeles nevoia unei legi a muntelui în țara noastră, dar încă e mult de lucru în sensul că și alte organizații, instituții, agenții și mai departe trebuie să-și facă treaba pentru că această lege să poată fi exploatată, folosită la nivel maxim de către noi toți, inclusiv de către locuitorii din zona montană. Deocamdată sunt puține locuri în țară unde astfel de proiecte chiar funcționează și dau rezultate. Un bun exemplu este zona Ghimeșului, la interferența județelor Bacău și Harghita, la târgul de produse montane organizat de Cooperativa Carpatica Ghimeș, cu sprijinul autorităților locale și județene, am descoperit ceea ce ar putea fi un model de organizare, dar am aflat și despre necazurile micilor producători. Petru Pal este președintele cooperativei și organizator al târgului. Animalele de la care vin aceste produse, lapte, brânză, carne, toate, astea sunt animale hrănite, nu furajate. Despre asta vrem să vorbim. Asta înseamnă gospodăria țărănească. Acest animal este hrănit cu trudă, este hrănit cu iarbă uscată, nu este concentrate. Adică discutăm de produse sigure și de înaltă calitate. Discutăm de hrană, nu de furaj. Deci, cu siguranță că nu există un alt produs comparabil cu așa ceva. Și nu numai în Ghimeș. Aceste produse se găsesc în toate zonele montoase ale României. Numai că trebuie să le identificăm, să mai găsim acei oameni care încă știu să le producă. Ei, eu zic că e natural, dar cresc 50 de porci și le dau tot concentrate ca și cum la o creștere intensivă și eu îi spun natural, nu. La noi acest lucru nu este posibil, este interzis cu desăvârșire. Avem o cooperativă care asigură transparența producătorului și reușim să punem aceste produse pe masa omului care într-adevăr apreciază produsul. La Ghimeș s-a născut în urmă cu câțiva ani o idee interesantă, care vine în sprijinul micilor producători locali. Degustarium este un mic magazin unde fermierii din zonă pot să-și valorifice produsele.
Denumirea provine de la faptul că produsele pot fi gustate înainte de a fi cumpărate. Proiectul a avut succes și peste 60 de mici producători de pe Valea Trotușului au acum unde să-și vândă marfa. Am mai spus de mai multe ori, cred că e un model adaptabil care răspunde unor nevoi exprimate de producătorul mic român din zona montană, care se confruntă cu o grămadă de vicisitudini și de provocări. Acest concept degustarium, de fapt, este veriga lanțului care leagă producătorul direct de consumator. Adică producătorul nostru este sprijinit prin acest concept de gustariu în a oferi produsul, prelua produsul de la producător și a-l oferi într-un mod civilizat, într-un mod organizat, oferi consumatorului, beneficiarului final. Asta este o nevoie. N-am inventat apa caldă. Este o necesitate care trebuie să o facem obligatoriu, că omul nu poate să stea cu 3-4 kg de caș în piață, că atunci nu mai are când să facă alta. Deci trebuie să găsim undeva, eu care tot zic, că ar fi bine să ne trezim odată și să facem magazinele producătorilor, magazinele fermierilor. Acum, ca să fac o divagare de la subiect, niciun mare campion al nostru nu-i s-o cântat imnul dacă n-au putut să-i cânte imnul dacă au făcut pact cu adversarul. Acum, Uniunea Europeană nu este adversarul României. Numai că anumite produse sunt puse în față și noi dacă nu ne creăm un lanț de magazine, noi rămânem cu produsele din Uniunea Europeană și pe ale noastre le ștergem complet. Asta este gândirea noastră care eu cred că trebuie să prindă în toată țara, peste tot. Dom'le, este un produs al nostru, să ne creăm magazinele noastre și să ne adresăm direct cumpărătorului. În paralel cu târgul, producătorii locali s-au așezat la sfat. S-a discutat despre oportunitățile pe care le oferă această zonă, dar și despre nevoia unor forme de asociere care să vină cu adevărat în sprijinul celor care produc. Deci viața te obligă. Formele de organizare sunt diferite și când ne referim la cele cu caracter economic și aici, în cazul în care l-ați menționat, cooperativele, pot să spun că s-a aproape obligatorii ca formă de organizare. Deci nu mai putem continua haiducia pe care am făcut-o până acum, fiecare produce după capul lui, le vinde după capul lui, fără să ai nicio siguranță asupra produsului, ce să mai vorbim de trasabilitate și așa mai departe. Trebuie să fie transparență. Trebuie să avem încredere unul în altul. Trebuie să asigurăm seriozitate și încredere membrului cooperator că drepturile lui, proprietățile lui, munca lui este în mâini sigure, adică noi, cel puțin până în prezent, noi doar am încercat să-i sprijinim pe producători, încă nu le-am cerut nimic, nici o taxă de târg. Mai mult de atâta, noi am sprijinit să se autorizeze sanitar veterinar. Deci, dacă discutăm de acum 5 ani, când am început prima dată cu cei doi producători și acum am ajuns undeva la 50-60 de producători, care nu era nici unul autorizat sanitar-veterinar, acum să-i avem autorizați. Bineînțeles, cu sprijinul autorităților sanitar-veterinare din zonă, dar la insistențele dumnealor, la rugămintea noastră, oamenii au înțeles că trebuie să se autorizeze și trebuie să facă ceva sigur. Se poate. Cu siguranță se poate. Acum am putea să ne plângem cât vrem. Dar nu știu dacă este rostul să ne plângem. Eu cred că dacă ne înțelegem rolul, atunci trebuie să facem ceva și făcând ceva înaintăm. Noi, pe cât posibil, suntem acum într-o etapă în care ne pregătim să accesăm noi finanțări care să poată fi puse la dispoziția producătorilor.
Oarecum în cei 2 ani în care n-am mai avut ocazia să ne întâlnim, au fost finalizate o serie de proiecte care au pornit undeva din 2018 și ne bucurăm așa într-un fel că o parte din ele chiar au și rezultate. Haideți să spunem concret ce ați făcut. Unul dintre ele, să spunem, inițiativa simplă la început e aceasta cu Târgul Gospodărilor de Produse Montane, care în primul rând, fiind la perseverenta activitate și ediția cu numărul 5, cred că vorbește de la sine. Apoi sunt, cu toate că zona e mare, într-adevăr, dar doi dintre beneficiarii noștri au reușit să își finalizeze agropensiunile. Se întâmplă ca unul din ei să fie cei cu păstrăvul, să fie și prezenți la acest târg. Și ceea ce vorbeam noi prin anul 2018, când poate reușim o parte din ei să-i convingem să-și facă și ceva locuri de cazare, să spunem, unii în succes, că nu i-am convins pe toți, dar faptul că doi au reușit, cumva îmbracă și aliurea asta, că dacă tot ai produsele acasă, poți să deschizi și poarta spre cazare și spre faptul că se închide lanțul cu agroturismul. Au fost peste 30 de mici producători la târg, de pe toată Valea Trotușului, cu produse de casă și nu numai. Am început din copilărie să mergem la stână, la părinți, la bunici, și am început să fac caș maturat cam acum, a 12 ani. Deci cașul ăsta maturat e ceva deosebit față de ceea ce se face aici tradițional. Așa că avem cam 12 ani de când încercăm să facem un caș maturat bun. În ultimii ani ne iese destul de bun. O vindem destul de bine, avem clienți mulțumiți și fericiți. Sunt niște condiții care trebuie să le îndepliniți la fermă pentru a ieși produsul de calitate, produs bun, nu? Prima condiție, ca să ai un caș maturat bun, ai nevoie de un lapte bun. Lapte bun și lapte curat. Deci igiena pentru cașul maturat e enorm de importantă. Dacă n-ai un lapte curat, nici Dumnezeu nu poate să facă un caș maturat bun. Este ceva, dar nu bun. Așa că condițiile de bază astea sunt să furajăm vaca cu fânul uscat. Deci pentru cașul ăsta maturat, vaca nu poate să mănânce iarbă care este foliată în baloții ăia mari, în folie, nu merge. Deci trebuie să mânce numai fân uscat. Și după aia să ții curat, să mulci curat și ai grijă de lapte să fie curat până pui în găleata de făcut cap. De ce i-ați dat denumirea asta? De ce ați zis caș terapeutic? I-am zis caș terapeutic că în momentul în care am zis că ar trebui să-i dăm un nume cașului nostru, eu am început să număr plantele medicinale pe care le mănâncă vacile mele din fânul pe care îl fac pe munții ăștia. Și când am ajuns la 60, n-am mai numărat în continuare și am zis că dacă mănâncă 60 de specii de plante medicinale, hai să zicem că poate fi un caș terapeutic, și așa a ieșit numele ăsta de caș terapeutic. Nu mai există așa ceva, că peste tot în fermele mari se cultivă și fânul, 5-6 specii și atâta tot. Noi avem aici în flora spontană peste 100 de specii și avem două zone în care pe 16 metri pătrați avem peste 80 de specii. Deci e ceva deosebit. Și cred că de-aia trebuie încurajați toți producătorii din zonă. Mai sunt și alții în afară de dumneavoastră aici pe Valea Trotului. Da, mai sunt câțiva care mai încă rezistă, dar e greu să întorci gândirea în calitate, într-o calitate deosebită. Calitatea care dă locul ăsta. Și atunci dacă ei fac un lapte extraordinar, dar îl vând la fabrică, fabrica dă foarte puțin pe lapte, nu merită. Deci nu poți să-ți faci un trai. Noi am venit cu produse lactate și produse din carne și pe lângă toate astea mai facem și langoș. Aveți de lucru? Da, da. Produsele de unde provin? Din gospodării proprii. Avem vaci cu lapte
și ne-am unit și am făcut aproape tot satul. De la mai mulți producători din zonă? Da, da. Cine se ocupă de caș, de brânzeturi? Noi avem o asociație și ne ajută într-un fel cu toate, să primim cereale, să putem întreține animalele. E bine că ți-am amintit, pentru că am discutat și cu alții despre asociație. E important? Vă ajută? E important să fiți asociați, să fiți uniți? Normal că este, pentru că fiecare gospodărie nu poate să se întrețină fără o asociație sau fără o cooperativă. Avem și cooperativă, suntem membri într-o cooperativă, suntem și în asociație. Da, este necesar acest lucru. Prea tare nu ne-am mai extins din cauza că nu avem cu cine lucra, nu avem forțe de muncă, nu avem oameni care să stea lângă noi, în care să ai încredere. Și dacă nu ai încredere în el, azi te lasă, mâine tot tu rămâi. Și atunci trebuie să-ți duci munca în continuare. Bun, posibilități de angajare și de astea de parte gândul. Nu, pentru noi vremea aici în zona de munte a fost chiar bună. Aici n-ați avut seceta din alte zone? N-am avut și încă un lucru. E pădurea asta care a mai rămas, ne mai ajută, ne mai aduce apă, ne mai aduce mai mult izvoare. Codrui, frate, cu românul, așa se zice. De când lumea și când o fi să ne ascundim tot în codru ne vom pretrage. Și trebuie să mers una peste alta. Na, prețurile astea mari, care știm toți, facturi ne depășesc, dar mai luptăm cât om putea și la urmă cred că ajungem la felinare, ca bunicii mei. Care sau ai noștri. Domnule, ne-a dat și nouă un minimis care l-a dat 25 de lei, după aceea l-a redus la 22, anul ăsta nu ne-a dat deloc, domnule. La toate, la animale, le dă câte ceva, iar nouă nu ne-a dat nimic, domnule. E bătaie de joc, domnule. Cum supraviețuiți așa? Dar nu prea ai din ce să supraviețuiești crescând albine. Eu am luat-o, am de vreo 30 de ani albine, am luat-o sub o formă că pot supraviețui, mi-am și plac. Dar nu se poate, în halul ăsta nu se poate. Motorina s-a dublat, după aceea toate s-au dublat, zahăr și așa mai departe. Iar noi, tratamentele pentru albine, bănuiesc. Tratamentele la fel, iar noi mierea a rămas la același preț cu acum 5, 6, 7 ani de zile. E jale, ce să mai discutăm cu... Cred că o să o abandonăm toți, că nu se poate. Nu se poate. Din albine nu se poate trăi. Eu am 100 de familii de albine și de-abia mă descurc. Cu ce produse ați venit la târg? Cu produse de casă, produse tradiționale făcute de dânsa, doamna Maria, slănină, tobă, cârnați, ruladă, pâine de casă. Toate sunt făcute acasă? Da. Deci aveți gospodărie, aveți și animale. Avem. Are doamna. Ea e mai plice. Vă descurcați? Unde le vindeți? Cum le vindeți? În afară de târgul ăsta? Nu mai aici la târg. Nu mai avem unde vinde. Dar trebuie un loc unde să le puteți vinde. Da. Și la dumneavoastră în comună. Da, ar fi bine să... Să fie un loc unde să putem să mergem cu marfa noastră, să vindem, să facem și noi un ban. Să-mi spuneți ce săpunuri aveți, din ce le faceți și ce alte produse aveți? Săpunuri artizanale, toate sunt artizanale, sunt făcute, le fac de la zero, de la grăsime plus sodă caustică sau potasă caustică, dacă vreau să obțin săpunul lichid. Și fac săpunuri pentru față și mâini, cu diferite plante locale, și săpun de rufe, mai nou, fac săpun de rufe, care merge și mașina de spălat automată, pentru că astăzi nu mai spălăm cu mâna, mai puțin. Cam asta. Săpun în toate felurile. Văd că sunt cu diverse arome, cu măceșe, văd, cu cărbune, cu multe lucruri. Da, cu
Mă străduiesc să folosesc cât mai mult plante din zona locală, cu urzici, cu fasole, cu castravete, cu afine. Practic, săpunul poți să-l faci aproape din orice. Am produse pâine de casă, prăjituri de casă, produse lactate, produse din porc. Și toate am de toate avem. Am de toate avem. Așa trebuie să aibă masa gospodarului. Produse de dumneavoastră acasă, toate. Produse de casă, produse de mine, de acasă. Vă ajută cineva? Nepoți. Nepoții? Nepoți. Sunt acasă? Da. Avem un strigăt către toți care vor să ne conducă, să ne înlocuiască în totalitate omul cu ursul pe munte și să ne lase, să ne sprijine aceste produse cu adevărat naturale. Vorba lui Ștefan Rancu, produs liber și nevinovat. Aceste originale produse din moș strămoș într-o zonă atât de mirifică, cu o floră spontană, cu zeci de plante medicinale pe metru pătrat, poate să ajungă în sfârșit și pe masa consumatorului. A trebuit să-i facem pe copii să înțeleagă că dă mult mai bine ca să spui așa ca aș fac pe Harghita, pe Gimeș, în munte, că pot să-l vând în Elveția, în Franța, decât să mă duc și să dau pe Facebook din Franța că uite, eu am ajuns aici. Da, din păcate, lucrez tot în agricultură, dar nu la mine acasă. Adică devin o slugă mare în loc să devin un stăpân mic. Rămânem în continuare tot în zona montană. La Moeciu de Sus, Brașov, a avut loc adunarea generală a Federației Oierilor de Munte din România. Crescătorii de ovine și-au arătat și aici nemulțumirea în legătură cu Planul Național Strategic 2023-2027 și prevederile legale din ce în ce mai restrictive în ceea ce privește subvențiile. Domnii mei, o să vă spun, deviza adunării generale de astăzi este următoarea. Ca mi-a spus-o și în 2022, Federația Oierilor încotro. Și a doua deviză este oieri strângeți rândurile. Domnii mei, hai să lăsăm animozitățile, hai să lăsăm concurența, hai să lăsăm răutățile și să ne băgăm într-o formulă de a strânge rândurile. Ne așteaptă timpuri grele. Nu știu dacă vă dați seama și din punct de vedere al sprijinului din PNS, care va fi foarte diminuat, și din punct de vedere ceea ce va veni peste noi din perspectiva mâncării. Noi trebuie să ne unim și să ne punem un punct de vedere în care ei n-au voie să mai dea niciun, să mai facă niciun proiect de lege fără aprobarea noastră, făcând parte din comisii. Noi de-aia suntem asociații, de-aia suntem sindicate, de-aia suntem plătitorii lor de salarii. Oameni buni, noi avem o responsabilitate, suntem o generație în care dacă noi acum nu luptăm, copiii și nepoții noștri vor fi sclavi în propria lor țară. Oierii montani vor beneficia de asemenea împreună cu ceilalți oieri de subvenții, în special cele privind sprijinul cuplat, la care se adaugă subvenții care vor fi acordate pentru toți agricultorii din zona montană și, de asemenea, se vor acorda subvenții legate de fostul SAPS, BIS-ul, cum va fi numit astăzi, subvenția acordată pe suprafață și alte tipuri de subvenții. Problema este foarte gravă din punct de vedere al susținerii financiare pe zona montană și, în general, pe oierit. Sumele sunt mici, problemele sunt tot mai grave, lipsa de personal și inputurile care cresc și furajele care cresc de la zi la zi, prețurile ale noastre
să duc în jos, în loc să fie în concordanță cu ceea ce merge, este pe piață, nu știu care va fi situația, dar situația va fi destul de dezastroasă. Noi, la ora actuală, mai avem vreo în jur de 7 milioane de ovine. Aceste 7 milioane de ovine, 4 milioane jumate sunt deținute de cei care au peste 60 de ani, care sunt cu un picior în groapă și unul pe pământ. Situația este gravă. Noi, dacă nu luăm măsuri să încurajăm tinerii să se îndrepte, să facem facilități, pârghii financiare, facilități în toate domeniile de activitatea lor, pentru că structura mentală a tineretului de astăzi este total diferită de când am crescut noi. Dacă noi nu ne mobilizăm și nu conștientizăm că această acțiune de a atrage tinerii fermieri în această meserie va fi un dezastru. Avem unele dezamăgiri legate de acele subvenții pentru ieri, pentru 2023-2027, dar trebuie să ne adaptăm, trebuie să ne cerem drepturile și să facem pașii spre cerințele comunității europene, că suntem stat membru în Uniunea Europeană și una peste alta s-au dezbătut astăzi o grămadă de probleme legate de crescătorii de oi, ceea ce ne interesează și pe noi acești crescători de oi și de la Tulgheș. Vrem ca acest PNS-ul să ne dea încrederea de a crește oi, pentru că până la urmă noi producem mâncarea pentru poporul român. Care ar fi principalele nemulțumiri legate de noul PNS? Sunt mai multe probleme legate de noul PNS cu privire la suprafețele. S-au diminuat suprafețele de, adică subvențiile la suprafețele mai mari. Ori care avem 50, 100, 200 de hectare, suntem în pierdere oricum, cumva, și s-a mai... Și subvențiile sunt totuși echilibrate, dar nu pe măsura eforturilor și vis-a-vis de, și de celelalte subvenții la nivelul Comunității Europene. Sunt elemente de noutate și oamenii privesc așa neîncrezători un pic, dar deja au experiență peste 15 ani de când s-a beneficiat de subvenții. Obiectivele legate în special de climă, agromediu, agricultura ecologică sunt foarte clare și cu cât vor avea informațiile necesare din timp, în funcție de interesul fiecăruia se vor organiza și unii dintre ei vor beneficia de acest sprijin, care nu-i puțin. Uitați-vă, este un dezastru! La țară nu se mai crește un porc, nu se mai crește o găină, poate prea puțin, nu se mai ține vaci, nu se mai țin. Domnilor, nu ne trezim acum să dezvoltăm această, va veni peste această gospodărie țărănească și să ne producem singur hrana și să intrăm ușor, ușor cu ea pe piața, măcar locală sau județean acolo, la nivel de județ, vor fi într-un dezastru total. Am constatat că multe probleme se reportează de la an la an. Deci sunt câteva probleme vechi și nerezolvate. Cum ar fi cea legată de pășuni, cea legată de exportul animalelor vii și altele. Dar astăzi am discutat și un subiect important pentru toți fermierii, și anume Planul Național Strategic. Și am constatat cu stupoare că acest plan național strategic este o bășcălie la adresa, în sensul că, dacă vă dau două termene de comparații, adică pot să mă compar cu situația anterioară și constat că prețurile s-au dus în jos, banii sunt mai puțini pe cap de anual pe hectare, și cu fermierii europeni, pentru că noi suntem fermieri europeni de acum. Cu cine mă compar? Cu fermierul francez, cu fermierul din Germania? Și atunci constatăm că nu este o echitate.
constatăm că ei beneficiază de foarte multe avantaje, începând de la credite cu dobânzi mici și bani alocați pentru cap de animal și pentru hectare, iar noi, din păcate, ne-am dus în jos. Este regretabil și nu știu dacă mai putem să facem ceva în situația dată. În adunarea generală a oierilor s-a discutat și despre introducerea transhumanței în patrimoniul UNESCO, idee pe care o susțin și alte țări europene cu tradiție în oierit, cum ar fi Franța, Spania sau Italia. Tot am făcut acțiunea de a înregistra transhumanța la patrimoniul imaterial al UNESCO și vrem să continuăm acest proiect cu țările care am făcut dosarul, cu 7 țări care au fost deasupra noastră, încât a legifera și culoarele de transumanță să fie bătute în cuie, să nu mai fie, să acești oameni să nu mai fie obstrucționați și la mâna unor primari, la mâna tuturor celor din administrație care se întâmplă la ora actuală. Cum plantăm și cum îngrijim căpșunii și arbuștii fructiferi? Sfaturile specialiștilor de la pepiniera din Moara, Suceava, vor fi cu siguranță de folos iubitorilor grădinăritului. Startul a fost din hobby. Am început într-un hobby care ne-a plăcut. Meseria mea de bază nu este horticultura. Am început prin inginerie, dar mi-a plăcut foarte mult plantele și la un moment dat în viață am ajuns la un punct în care nu mă mai motiva jobul în care eram și atunci am zis că hai să facem o schimbare și schimbarea a fost cu plantele. Mi-a plăcut foarte mult plantele, partea asta de horticultură, pomicultură, tot ce ține de arbuști, arbuști fructiferi, căpșuni. Și atunci am învățat, am studiat ca să putem oferi la oameni o informație corectă și am mers așa, până la un anumit nivel. Ei, după aia n-am mai putut merge doar așa din cei ce am putut noi să acumulăm, să fim autodidacți și am făcut un master la Cluj, la zi, la horticultură ca să îmbogățim cunoștințele. Cunoștințe care, de fapt, s-au îmbogățit cea mai mult din partea practică, lucrând în teren, mergând pe la oameni, vizitând, învățând din greșeli ale lor, învățând din greșelile noastre și iată-ne aici. Ce aveți, practic? Ce cultivați? Deci, în special, arbuști. Arbuști fructiferi, căpșuni și partea asta de arbuști care ține de zmeuri, coacăz, coacăz negru, coacăz roșu, coacăz alb, mur, lonicera, afin de cultură, afin american, afin siberian, afin canadian și, în ultimul rând, agrișele și aronia, care sunt foarte căutate. Și tot ca apendice vine partea de consultanță, cu care facem partea tehnică, partea de proiecte europene, care eu și împreună cu domnișoara ingineră Orlaia Alexandra facem proiectele pentru cei care vor să înființeze culturi profesionale de căpșuni sau de arbuști, zmeură, coacăze. Se mai înființează? Da. Aveți solicitări? Se înființează. Ca să zic așa, ultimile mari suprafețe pe care le-am înființat au fost în zona Brăilei, da, acolo un proiect european, foarte frumușel. Pe zmeură a fost, cât a fost? 8 hectare de zmeură cu plasa anti-grindenă, anti-ploaie, cu susținere, proiectul european foarte frumos, cu hală de procesare, de depozitare, de tot ce ține de partea asta de fructe.
Da, 8 hectare de zmeură, multe plante, peste 50.000 de plante la Brăila și la Bihor, da, acum nu de mult, undeva vreo 3 hectare combinat de zmeură cu coacăz negru. Cred că ar fi o șansă, zic eu, pentru terenurile care nu se pretează la alte culturi, arbustul fructifer. Mă refer la afin, la coacăz, la zmeur și nu cred că e suficient valorificat ideea asta. Da, cu o mențiune, afinul, cultura de afin e mai pretențioasă, e pretențioasă și merge pe anumite sol, zone. Are cerințe specifice de sol, deci nu se poate planta oriunde. Oriunde, da, afinul vegetează sub, bine, sub pH-ul de 5. Hai cum împingem limita asta, că noi românii tot timpul vrem un pic să schimbăm, să schimbăm educația, să schimbăm materia, să schimbăm totul, să zicem la 5,5, da? Și atunci ne condiționează terenul, nu oriunde se poate planta afin. Se poate planta afin, dar în ghiveci. Și poate o să vă arătăm, aici la noi avem o cultură, așa, un proiect pilot, ca lumea să vină să vadă cum poate planta oriunde afin de cultură. În rest, arbuștii de zmeur, coacăs negru, chiar și stolonii de căpșuni au o plasticitate pedologică întinsă, de la Satu Mare la Constanța și de la Botoșani la Timișoara, se poate planta peste tot. Avem culturi la Toplița, avem culturi la Petihuța, acolo la într-o localitate, da. Ciosa, îi spune stolon de căpșuni, la 1200 de metri altitudine. Ei sunt mai avantajați pentru că presiunea de boală și de dăunători coboară în vale, ca să zic așa, unii înălțime cam fug. Da. Avem câțiva arbuști aici, să povestim puțin despre ei, dacă putem. Da. Acesta este un zmeur. Da, este un zmeur. Este un zmeur remontant. Da, așa arată un drajon de zmeur. Da, un drajon de zmeur. Poate scoatem unul de aici. Rădăcina se vede pe cameră. Este foarte bine dezvoltată. Da, ideea deci e că... înseamnă că vă faceți treaba foarte bine. Da, mulțumim. Ideea că aș vrea ca oamenii să conștientizeze că ei dacă cumpără un drajon de zmeur, da? Numai puțin, că mă ajută aici un asistent. Așa. Hai să alegem unul sau oricare de aici, care dorim. Valoarea zmeurului stă în rădăcină. Deci bățul ăsta este doar pentru manipulare. Legăm asta. În momentul plantării, oamenii trebuie să înțeleagă că aici pentru asta au dat bani. Pentru rădăcină. Da, pentru că mulți nu știu lucrurile da. Acestea și văd că sau se apucă să taie din rădăcină, să scurteze. Deci valoarea zmeurului în rădăcină, nu în băț. Să la plantare câteva artificii, să mocirlește, da? Nu se plantează cu hârlețul, zmeurul, se plantează cu sapa sau se deschide, cine lucrează mecanizat, se deschide o rigolă și în acea rigolă se întinde rădăcina de zmeur. Interesant e ca să nu fie băgată la adâncime. Maxim 10-12 cm de pământ peste nivelul rădăcinii. După ce se termină plantatul, da, se udă, obligatoriu se udă și la nivelul solului se taie. Fără milă. Da, fără milă. Recomandăm plantarea toamna la zmeur sau primăvara de vreme. Dacă se plantează în momentul ăsta în care suntem noi acum, trebuie foarte bine atenții la apă. Pentru că fiind în partea superficială a solului și cu vânturile și căldura soarele, primăvara pleacă repede apa și atunci riscul este să se deshidrateze rădăcina. De asta și tăiem.
pentru că bățul ăla acționează ca o sugativă, trage toate substanțele din înglobate în rădăcină, deci zaharul, amidonul, tot ce este aici, și se duce pe băț, se evaporă și atunci planta nu mai are... Deja avem niște muguri, da, acolo, din câte văd. Da, avem mugurei, ea fiind rece aici în zona la noi, nu a intrat în vegetație. Puțin care au fost un pic mai deasupra. Dacă vrem să vedem, sunt pornite. Asta este și ideea, chiar dacă are așa teren, pământ, peste, mugurașul ăsta nu are putere să străpungă. Deci trebuie reținut aia, că nu-i trebuie mult pământ deasupra. 3-4 degete de pământ, ăsta zmeurul nu îngheață, nu are nicio problemă. Și după plantare, udat obligatoriu. Coacăzul? Să spunem câteva cuvinte despre, da, coacăz. Același lucru și pentru coacăz. Coacăzul e o cultură care îmi place foarte mult. Nu are așa mari cerințe, îl rezistă foarte bine. Trebuie să-l plantăm mai adânc decât smeurul? Da, sau... se plantează cu hârlețul, se face o gropiță, da, bine afânat acolo, se mocirlește. Rădăcinile, doar dacă sunt afectate sau rupte, atinse, rănite, se împrospătează, dar mai rar. Și ceea ce este de reținut, care e rădăcina pivotantă, e diferită de zmeur, merge adânc, rezistă bine la secetă. E o cultură, ca să zic așa, mai ușor de întreținut. Nu-i trebuie îngrădire, nu mănâncă nici caprele, nici iepuri, nimeni nu se atinge de el, datorită mirosului specific care îl are. Se plantează, solul bine afânat, se pune pământ afânat, se scutură, se scoate aerul dintre rădăcini și la fel, după plantare, se udă și acolo vine un artificiu, o tăiere. Deci nu este interesant ca noi să avem 3 fructe, 3 bobițe anul ăsta. Treaba cocăzului anul ăsta e să se prindă și să-și formeze o tufă care anul următor va produce. Și atunci așteptăm ca creierul plantei, ca să zic așa, din genetica lui, să dea start la pompă în rădăcină ca să bage sevă și atunci când se umflă mugurii, ca să putem recupera și să facem ceva din muguri, acum ca o paranteză vă explic că la coacăz se folosește tot, fruct, muguri și frunze. Deci în industria ceaierilor, a farmaceutice, se folosesc lucrurile astea. Și după ce l-am plantat, am udat, aplicăm o tăiere. Tăierea, lăsăm câțiva muguri, da? Așa ar trebui să arate, ca din muguri ăștia să crească o tufă frumoasă, cât de cât echilibrată, pe care în anii următori o să ajustăm. Menționez că la 3 ani sau la 4 ani numărul de lăstari per tufă nu trebuie să depășească 10, maxim 12. Rădăcina nu poate susține tema asta mai mult. Aici între 8 și 10 înseamnă fructe un pic mai puține, dar mari, cu potențial, cu aromă, și vizual, cu aromă, cu aspect, cu tot ce ține de tema asta. Căpșunul este marea mea dragoste, pentru că, într-adevăr, este o cultură mai greu de întreținut. Ai mult mai mult de muncă decât ai, în general, la cealaltă parte de arbuști. Îți cere o atenție mult mai mare, presiunea de boli și dăunători este mult mai mare decât o avem la zmeuri. Dar, în același timp, și cererea de fructe e mult mai mare la căpșun decât la zmeuri sau mur.
Întotdeauna am încercat sau mi-am dat foarte mult silința să învăț. Să învăț foarte mult la căpșun, ceea ce ține de căpșun, ceea ce ține tehnologie, tot ce este nou, tot ce ține de soiurile noi. Soiurile montante sunt soiurile care îți produc din iulie, deci după căpșunul de sezon începe să producă. Și el produce până toamna târziu. Până în octombrie vom avea căpșuni, vom avea fructe în grădină la noi sau producătorii vor putea să aibă fructe pentru piața de desfacere până toamna târziu. Ei bine, soiurile astea remontante, într-adevăr, soiuri extraordinare, de care ne putem bucura toată vara de fructele noastre sau le putem găsi pe piață. Nu e ca acum 10 ani când ne puteam bucura de căpșun doar în aprilie, mai, iunie, când atunci trebuia să ne grăbim să ne facem gemurile, compoturile, pentru că aveam o perioadă destul de scurtă de timp. Acum ne permitem și în august să ne facem gem. Într-adevăr, prețul va fi foarte ridicat pe piață, pentru că și investiția producătorilor e mai mare. Și aici vreau să revin. Dacă tu ești un mic producător sau îți dorești să cumperi pentru copiii tăi, pentru familia ta, un soi remontant, trebuie să fii foarte conștient de faptul că fiind un soi care produce pe perioada verii, toată vara el produce și își crește fructele cu o mică pauză, când temperatura este foarte ridicată, el trebuie și hrănit. Avem aici plante de căpșuni, stolon de căpșuni, cum se numesc, frigo. Deci ei au fost înghețați și pentru a fi păstrați în camera frigorifică, li s-au tăiat frunzele. Deci când oamenii primesc acasă plantele arătând așa, nu înseamnă că sunt uscate, ci pur și simplu a fost o măsură a noastră ca să ne asigurăm că planta va fi viabilă în momentul în care omul o va planta la el în sol. Și atunci plantele vor veni fără frunze sau frunzele care totuși mai sunt vor fi orfilite. Importanța noastră este în centru, inima plantei și nu ceea ce avem la exterior. La fel ca și la alți arbuști, plantarea căpșunului trebuie făcută cu foarte mare atenție. Și anume, rădăcina întotdeauna o să fie foarte mare și e important ca rădăcina să fie întotdeauna fasonată. La plantare se poate folosi liniștit ceea ce avem pe acasă, sapă, orice ne poate ajuta dacă nu vom avea un plantator. Trebuie să ne asigurăm, indiferent dacă facem plantarea cu plantator sau o facem clasic, trebuie să ne asigurăm că rădăcina este plantată dreaptă în pământ și nu cu vârfurile ușor îndoite. Iar după ce ne-am asigurat că rădăcina este dreaptă, trebuie să ne asigurăm că am fasonat toate vârfurile rădăcinii. Deci am fasonat. Le putem tăia manual cu o foarfecă sau se pot tăia în momentul în care vom folosi un plantator. Pământul trebuie să fie foarte bine prelucrat, pentru că în momentul în care noi vom folosi plantatorul, să nu avem probleme, să nu fie tare pământul în momentul în care apăsăm plantatorul în pământ. Deci să ne fie cât mai ușor și cât mai bine lucrat pământul. Avem plantele. Plantarea întotdeauna se face până la nivelul coletului. Coletul este acolo unde vedem primele rădăcinuțe. Vom așeza planta, indiferent cum vrem noi sau în felul în care o vom planta. Ne asigurăm că cu plantatorul ajungem până la toate vârfurile tuturor rădăcinilor și o băgăm în pământ până în momentul în care am ajuns la nivelul coletului. În momentul când am ajuns la nivelul coletului, ținem planta și apăsăm brusc. Vârfurile rădăcinilor o să iasă afară și acoperim ușor cu pământ. Ca să ne asigurăm sau să facem proba că am făcut plantarea corectă, că planta este drept în pământ și fasonată, luăm o plantă și vedem cum am plantat-o. Deci ea este tăiată, este fasonată și a fost dreaptă în pământ. După plantare, trebuie să ne asigurăm ca la toți arbuștii fructiferi că le-am udat. Iar undeva în 5, 3, 4, 5 zile vom vedea că planta noastră, stolonul nostru de căpșun, va da prima frunzuliță sau primele două frunzulițe.